Bă, ne-am întors în Ark Ascended. Asta o să fie o serie cu modul Primal Chaos. Și dacă vezi episodul ăsta, înseamnă că am filmat minim 10 episoade deja și le-am și editate. Și or să vină episoadele în fiecare zi câte unul, până când se termină, nu știu, 10 zile, e posibil să avem episoade în fiecare zi. Așa că să-i dăm drum. Cum ziceam, avem Primal Chaos sau Primal Fear-ul după Evolved, mie mi se par similare. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l facem noi e să facem un raft și developerii de la modul ăsta recomandă să faci raft cât mai repede. Așa că dăm drumul la treabă. Am încercat să mai jucăm și pe live. Pentru cine intră pe live-uri când joc Ark, știți deja că vreau să fac server. Am făcut pe Discord, puteți să intrați pe Discord și voi. Am făcut secțiune de server Ark, cred că așa se numește. Și dacă ne strângem 20 de oameni acolo, imediat dăm drumul la un server. De ce vreau să fac server? Vreau să fac serverul ca să începem să facem și giveaway-uri cu tricourile alea. Ce? Stai așa puțin că face ăla gălăgie. Deci, fără deci, vreau să fac serverul și să avem oameni aici ca să pot să încep să dau premii random în joc. Unul din ele ar fi neapărat tricou cu logo-ul pe care l-ați văzut în clipul ăla pe care... The fuck? Ce pula mea se întâmplă? Și de ce e sunetul așa tare? Nii acolo ceva zboară. E sunetul prea tare, futu-ți morții mătii, trebuie să stau să editez sunetul ăsta acum. Da, revin după ce mă îndepărtez. Gata, cred că s-a calmat. Dar aici nu am cum să ies. Foc acolo. Not ok, bro. Despre ce vorbeam, mă, m-a spăriet ăla. Da, o să facem giveaway-uri cu tricouri. Nu-i ok aici, mă, nu-i ok. E worm de la Death Worm. În fine, îi fut un pumn în șpiț. Nu fi prost! Așa. Ce mai băgăm? Ce mai facem? Ce mai dăm? Am zis că dăm la giveaway-uri tricouri, jocuri pe Steam, cumpăr Steam key-uri. De ce nu? Și nu știu, mai vedem. Numai să ne strângem. Deci dacă ne strângem 20, imediat dăm drumul și la server și la toate chestiile astea. Mă gândeam să ascund chest-uri pe hartă și cine le găsește primește un premiu. Random. Tricou sau mama dragul de-astea. M-am întors aici. Dar poți să stai, că nu poți să stai. Stau în apă, îmi fac în apă. Craftez ăsta. Am dat instant escape. Pregătiți-vă urechile. Unde dracu e, mă? Nu era departe. E cam departe. Dacă e ăla de acolo, e foarte departe ca să s-aud. Nu, uite-l. Totuși, dacă e ăla, se aude prea tare pentru distanța aia. Sau nu face ăla zgomot, ci face căcatul ăla. Not ok, bro! Acolo se întâmplă cu flăcări, văd. Dacă spar piatra asta, mă vede Dodo ăla, cred. Nu mă vede. Nu mă vede că e chior în ochi. Sunt păhit rău de tot. Ceea ce înseamnă că trebuie să punem repede un punct pe Fortitude. La nivel 16, dacă nu mă înșel, aveam raft. M-am văzut. Du-te spre morții mătii. Futu-ți morți mătii. Cu un singur I. Morți mătii. Prima dată când încep jocul și craftez sub apă. La început. De fapt nu craftez. Minez, farmez. Farmez. Nii ăsta. E lângă mine aici. Știu că n-am șanse să traversez în not. Toate că pare safe. Încercăm, o riscăm. Nu o riscăm că ia uite ce e acolo. Ceva mare ce nu-mi place cum arată. Cred că e Baryonyx ăla. Bă, stai mă că e ceva de la Dilophoriper. Ăla cred că face super gălăgie. Dar bă, dar să-mi bag pula cât sunt aici. Primal Spear-ul ăsta. Deci dacă îl faci pe ăsta, te-ai scos puțin. Că e infinit. De fapt stai, nu, e reusable. Ca să-l avem pe ăla, avem nevoie de 50 narcoberries. Și ca să luăm narcoberries, trebuie să ajungem în tufe. Long story short, dificil. Dificil spre imposibil. Dă-te în pula mea! Ce m-a speriat pelicanul gâtului mătii! Du-te morții mătii! Dacă mai dai o dată ești prostare și tu și măta... Nu vine, nu vine. S-a întors. Mă, ce prost ești. Și alb și verde. Dă-te în pula mea. M-am crispat. Vine Baryonyx-ul, du-te mă spre partea aia. Îmi place, îmi place modul ăsta. E funny.
Nici nu-ți poți dori ceva mai mult decât să joci pe modul ăsta. Let's see. Mai punem HP. Am avut noroc că am rezistat la o lovitură. Bă, dar parcă dădeau mai mult damage ăștia. Când am jucat pe live, mi-a dat un de ăla, mi-a dat 2000 și ceva damage. Probabil e nivel foarte mic ăla. Hai să așteptăm să-și revină puțin HP-ul, că mă deranjează rău și vizual și sunetul e pampulea la bătăile astea de inimă. Mi-e place să nu-mi bată inima. Și cu bola, știi cum îi rupi pe ăștia? Pe păsări dodo. Le-ai dat bola, le dai cu asta. Că e infinită când dai cu click dreapta. Nu du-te, mă! La fund! La fund, Georgica! Nu ne poate prinde pe noi. Ăla e electric, nici asta nu-i bine, mă. Cum facem să fie bine pentru toți? Cum facem să ajungem mai repede la nivel 16 să fac raft? 36 de fundații avem... Bă, ești prost la cap, îi facem 20 de fundații, le craftăm și s-ar putea să avem nivelul, să putem să facem 16 după. Facem experiență pentru nivel 16. Ce-i aia? Stai că nu era randat cum trebuie. Cred că nu era randat cum trebuie. Da, bă, nu era randat cum trebuie. Mare testoasă, bă. Sper că ești pașnică. Pentru că eu sunt. N-avem motive să ne certăm pe aceeași femeie. Wooden raft. Și ca să-l facem ne mai trebuie lemn și piele. The fuck, am uitat că s-a încere piele. Dar piele trebuie să găsim un dodo normal. Nu dăștea alfabet. Sau băietul ăsta aici. The fuck, m-am speriat, am crezut că altcineva a făcut așa. Ăla devine după mine. Și fut-o pe mâta. Unde pula mea s-a dus? A intrat în textură, mă? Eee, face magie. Mă dădeam și eu pe spate, coaie. Avea nivelul 145, mă, scârba. Nu este o problemă. Te-mi respawn. Dar abia am murit odată, pe modul ăsta, bă, așteptați-vă să murim. La început de câteva ori bune. Și da, e posibil să fim într-o zonă mai ok acum. Da, cred că de aici putem să ne facem și raft. Fă-te mai repede, fă-te mai repede, fă-te, 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 fă-te. The fuck. Dar e beta, mă. Mori! Se pare că îndeajuns. Da, mă, dar mi-a dat piele beta, mă, și nouă ne trebuie de-aia normală. Dar cea mai bună chestie de făcut acum e să găsim o pasăre dodo sau ceva care nu e alfa sau beta sau legendar sau ce dracu mai are serverul ăsta. Pardon, modul. De ce dracu nu mai sunt dinozauri? Ah, bă, stai că sunt. Not the good kind. Cum dracu, bă, un singur dilofozaur aici putea măcar să fie normal. De-aia hai să intrăm în apă. Fiți atenți, intrăm în apă. Vedem ce avem pe aici. Pare în regulă. Nu prea pare în regulă, dar îi dăm. Îi dăm și murim. Lasă asta, dar ce e acolo? Ne trebuie raft neapărat. Cercăm zona asta. Ah, scorpioni. Bă, și astea sunt zonele alea easy, cică. Asta ce e, mă? Nici nu știu ce am vrut să fac, mă. Am vrut să dau toggle photo mode, măcar să prind de un thumbnail ca lumea.
Dar nici asta n-a reușit. Ne întoarcem aici. Stai! Păi am murit aici... Și o dădusem aici să mă... Bă. Hai, hai să încercăm tot aici. Nu mor. Știți că nu mor, nu? Ai de pula mea! Ce amuzant e modul ăsta. Iisuse, ajută-ne! Teri. Bă, dar măcar aici... Ai avea o șansă. Nică să bată aia doi acolo. Ce frumos era să iau eu după ei niște carne, niște piele, niște alea. Jerboa ăsta, cred că e ceva ciudat cu el. Și sigur, ia, ce ochi urâți are. Sigur nu e pașnic. Deci n-aveți cum să mă convingeți că băietul ăsta e pașnic. Chinul continuă până o să facem rost de un raft. După n-o să mai fie greu, mă. Dar până să facem raft acum, ne trebuie scalea 50 de narcotice să putem să facem spear-ul. Mi-e frică de tot ce fuge pe lângă mine. Uite, am avut instinctul bun acum. Nici nu l-am văzut pe ăla, dar știam că îl aleargă ceva pe ăsta. Muie Dodo Beta morții, mătii. Nu că e aici! Fugi, mă! Fugi, mă! Când pula mea te-ai întors după mine, mă! Bă! În continuare, susțin că este foarte amuzant acest mod futemaș în morții lui. Bă, dacă căcatul ăla de pasăre Dodo Beta era aici, mă. Nu mă deranja dacă era aici. Și acum o să mă duc eu aici și o să vină după mine, că na. Am văzut. Am văzut ușița. Și aici nu, s-ar putea să-mi trebuiască 75 la piele. Și a venit ăsta aici acum. Du-te mă spre morții, mă, de joc. Asta nici nu știu, e normal. E anal. Ăștia m-au văzut că trag, mă. Și încerca să ocolesc insula asta. Să mă duc pe marginea așa, să văd pe partea cealaltă. Poate dau de ceva cum trebuie. Că cu proștii ăștia doi aici, n-ai ce trebuie să faci. Da, ia uite, că ieși pe partea cealaltă. Taci și dăm pielea ta. Putem să facem raft? Putem! În sfârșit! Altceva, mă! A, uite, acolo e zona cu craniu. Ok, deci pe lângă aia știu că ne-am făcut când ne-am jucat pe live. Ne-am făcut baza acolo și a fost super șmecheră zona că nu erau dinozauri. A shiny Rockwell has emerged. O să vă prind și o să vă omor pe toate. Nu vă suport, păsăr Dodo, alfa, beta, gamma. Nu știu dacă m-ați trollat sau nu, dar pe live mi-ați zis că ăștia sunt pașnici. Dar nu arată deloc ok. Și mai fac și dansuri ciudate în apă. Ce pula mea aveți, mă? Nu mă risc, voiam să mă duc pe insula acum să văd dacă are passive taming system sau ceva. Dar nu ne riscăm. Cred că insula asta din față, da. Da, asta e. Că noi muream mereu acolo, în stânga, unde-s păsările alea două... care urmează să moară și traversam cu raftul imediat pe insulița aia din față, care era safe. Niciodată n-au fost dinozauri pe insula asta. Bine, m-am jucat de 3 ori pe harta asta și de 3 ori am intrat pe servere diferite, dar de 3 ori am ajuns aici și niciodată nu au fost dinozauri. Long story short, e o insulă safe. E o insulă safe sau doar în imaginația mea e? Nu-i nimic aici. E din contră, avem un drop. Mergem, poate îl prindem, poate nu dispare chiar când ajungem lângă el, cum de altfel am mai pățit noi. Nu pleca, nu, să nu dispari, mai stai. Mi-a dat două saddle-uri puternice. Pietrele astea umede, nu știu dacă știți voi, îți dau mai mult metal decât pietrele normale. Nu îți dau cât îți dă zăcământul de metal, dar uite. 6, 7 deja. Și cu târnacop de piatră. Mun bun, egg collector, da. Avem nevoie ca să facem kibble. Trebuie să facem rost de o grămadă ouă și Chaos Forge. Asta ne trebuie neapărat. Cred că pe ăsta îl facem singurul pe care îl facem. Ăsta e. Că facem și metal normal la el. Să vedem pe crafting ce ne mai trebuie pentru ăsta. Normal că piele.
Da, Baryonyx-ul ăla să nu vină la mine, că nu, chiar n-am treabă cu el. Nu vreau să-l văd. Bun, hai să adunăm niște 50 de narcotice ne-ar trebui ca să facem spear-ul ăla iar. Hai să plecăm, să încercăm să mai găsim niște animale normale pe aici, pe margine. Le dăm săgeată după raft, mergem, le luăm pielicica, facem forge-ul, facem metal, and so on. Not a good target. Ia uite acolo, not a good target. Vezi că e de la mov, mistic, cred. Nu, era normal. Ha. Mă, pulă, ce mai păcălat. Mai păcălat. Uite pielea. Să nu veniți acum, lăsați-mă să ajung la raft. La raftul cu produse proaspete. Gata, bă, putem să facem forge. Bă, dar pleacă, mă. Na, mă, s-a urcat în bază el, mă, deja. Nu mă duc aproape, că deja e suicidru. Bă, dar pleacă, uite-l, bă, că vine fix spre mine el, mă. Nu! Așa ceva nu se face. What the fuck? Am un noroc la jocul ăsta. Putem să facem forge-ul. Nu putem, ce ne lipsește? Fibră și mai avem diferența de piele, uitați-mă. Dar o am acolo, la ăla. Asta parcă era super rapid pe notat, că i-aș fi dat o săgeată să-l fac să vină după mine și plecam cu raftul departe, dar mie că mă omoară. Nu e, singura chestie pe care... Ia vezi, mă, acolo. Singura chestie pe care putem să facem deocamdată e să mă duc în celălalt capăt al insulei. Poate face jocul în așa fel încât să-l aducă pe ăsta după mine. Ceva conspirații se întâmplă în jocul ăsta să-l aducă după mine. Nu vezi? Că vine. Ok. Și dau roată, nu știu, dau roată insulei. Mergem cu ele gata făcute, nu mă duc dinainte. Suntem ok. Deocamdată, i-am pus greșit, dar nu contează. Avem să facem forge-ul. Avem să facem forge-ul. Evoluăm, băieți, evoluăm. Ah, nu mai avem piele să facem și smithing. That's fucked up. On today's episode of how fucked up it's fucked up. That's fucked up. Bun, ăla e acolo. Chestia roșie e posibil să fie un wow dropat de el. Ce facem noi? Mergem să mai luăm două bucăți de piele. De unde? De la o pasăre dodo sau ceva pe care îl găsim pe o margine de drum. Taci-mi pula mea, câine. Latră câinii pe stradă, scuze. Nii, mă, s-a luat la bătaie peste drum. Așa, bine că ai dispărut din peisaj. Cum a venit el la noi, mă? Stai! Nu mai avem săgeți! Și n-avem nimic la noi! Nu vine să cred. Au. Și ce fază mișto era dacă îl și omoram pe ăsta, s-a urcat singur pe raft să moară. Nu mi-a făcut nimic, mă. Bă, ăștia chiar sunt pașnici, nu m-ați trollat? Nu știu, tot mi-e frică, tot n-am încredere în voi. Știți ce am realizat? Doamne, nu, că sunt... Ma. Nu i-am rămas fără săgeți, într-adevăr. Dar aveam spear-ul ăla reusable. Care e infinit. Nu, că mă duc să mă împușc în cap. Fac o prostie. Sau fac o chestie super șmecheră pentru că am văzut și un ceva dilofozaur. Ia hai, mă. Ce-o fi, o fi. Prima dată luăm drop-ul. Nu contează ce e în el. Piele. Fugi, fugi la raft. Fugi, Georgica. Du-te, Petruț. Nice. Și acum ajungem la bază și Baryonyx-ul ăla iar la noi. Am avea norocul ăsta noi. Hai, mă, că nu e.
Mă, bun. Facem smithy. Asta arată șmecher rău de tot. Yep, a mi-i place. Pentru tine, dragule. Ia așa. Ia așa și ce ne mai trebuia? Piele, iar. Ok. Pickaxe, hatchet. Tot ce înseamnă alfa, hide, sânge, tot ce ține de mod, băgăm în smithy-ul ăsta. 100 de săgeți, vă rog, să le băgăm aici. Așa, da, mă. Mă simt mai în siguranță de 54.000 de ori. Restul lăsăm aici. Că s-ar putea să nu se știe la cine mai trebuie. Bagă-te direct în forge, tu, bă. Tu, așa. Bă, cred că așa terminăm episodul. Primul. V-am zis, dacă ați rămas până aici, vă repet, dacă vedeți episodul ăsta, înseamnă că și mâine urmează să vedeți un alt episod, pentru că încerc să fac 10 episoade, minim 10 episoade, le editez și de-abia după încep să le postez. Așa că ne vedem mâine cu următorul. Peace!